Precipitațiile din ultimele zile au afectat mai multe localități din județul Gorj. Pe râurile Olteț și Gilort a fost cod portocaliu de inundații. Mai multe gospodării din Baia de Fier, Novaci și Logrești au fost inundate. De asemenea, potrivit reprezentanților Direcției Județene pentru Agricultură, 90 de hectare de culturi au fost distruse în comunele Bumbești, Pițic și Vladimir. Cea mai afectată a fost cultura de porumb. Au fost afectate în urma acestor inundații, practic, și băltiri, o suprafață de aproximativ 90 de hectare. Comunele care au transmis, deci comuna cea mai afectată este comuna Vladimir, avem și în Bumbești Pițic, avem ceva la Roșia de Amaradia. Și la Bumbești Pițic, dacă avem numai 10 hectare de fânețe, la Vladimir spuneam că este situația ceva mai complicată, pentru că acolo este o societate comercială care a fost afectată pe o suprafață de 39 de hectare. Pe ansamblu de culturi, la nivelul județului, pot să vă spun că situația se prezintă în felul următor. Deci, cultura de porumb a fost cea mai afectată, 34,5 hectare, grâu 9 hectare, ovăzul 2 hectare, floarea soarelui 1 hectar, grădini de legume 1 hectar și fânețe, vă spuneam, 10 hectare. În zilele următoare, specialiștii în agricultură, împreună cu reprezentanții autorităților locale din zonele afectate, vor evalua pagubele produse în urma inundațiilor. Că monitorizăm în continuare, se va face acum, se va trece în 24-48 de ore când se poate, când permite terenul să intre, să evalueze exact pagubele produse. Din informațiile mele și oamenii mei sunt pe teren, mi-au transmis că apele s-au retras și practic, cred că nici un sfert din aceste culturi nu vor fi afectate. Din păcate, pentru agricultori, statul român nu le va mai acorda despăgubiri, singura lor soluție rămânând asigurarea culturilor.